Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu Cristiano Ronaldo. Atacăm Cupa Mondial. Este campionatul mondial din 2026 în sferturi și avem un meci cu Anglia după ce am depășit Brazilia în optimi. 4-1 i-am distrus pe brazilieni. Avem numai meciuri grele la acest mondial. Echipă tare după echipă tare. În sferturi Italia mai întâlnește Franța, Spania, Argentina și Statele Unite, Olanda. Putea să fie acolo un meci între Germania și Olanda, dar Statele Unite sunt echipa surpriză de această dată la mondialul care e fix în Statele Unite. Na, de aici echipa gazdă este până în sferturile competiției. Noul Ronaldo Aguiar, 7 bucăți, le-au dat 5-12 goluri deja date de cei doi, este extraordinar. Virț a plecat la Arsenal. Oh, acum am văzut, eu am ratat asta. Avea o clauză de reziliere Florian Virts de 257.900.000 de euro. Iar Arsenal a plătit clauza, bă. Am ratat complet informația asta. Am văzut transferul lui Tavi la Liverpool, că ăsta mi-a atras atenția. Și uite că până la urmă Virts ajunge la Arsenal. Am primit 240.000.000 de euro. Are United 528.000.000 de euro pentru transferuri. Dar nu e o problemă că a plecat Virts. Lasă că avem ce cumpăra de 500 de milioane să le Arsenal. A fost un jucător bun, dar parcă avem ce să luăm de jumătate de miliard. Roma vrea pe Renato Sanchez 100 de milioane, gata. S-au spart banii, vin miliardele în fotbal. Este momentul în care vor fi cele mai tari transferuri, probabil. Că se vehiculează niște sume extrem de mari. Realul a luat pe John Stones 44 de milioane, hai că n-au dat o avere pe el. Dar Virț a semnat cu Arsenal. Și pe ce sumă? E bine, Anglia are o echipă foarte bună. Ramsdale în poartă. Chilwell, Stones, Tomori și Trent sunt fundașii echipei. Cu un Stones foarte experimentat, Tomori e foarte bine cotat. Mount e mijlocaș central lângă Rice, o variantă mai defensivă lângă un jucător ofensiv. În fața Abraham însă e mijlocaș central ofensiv, vă rog să fie vârf. Sancho e vârf cu Saka și Bellingham pe lateral. E tare decizia de a-l pune pe Sancho vârf și să face Temi mijlocaș ofensiv. Nu știu ce să zic de asta, dar e clar că Anglia are mega jucători, dar și noi avem cu cine. Golgheterii mondialului sunt cei doi atacanți ai Portugaliei. Au foame de goluri, vor să mai dea, vor să ducă Portugalia spre marele trofeu. N-a reușit Ronaldo să ia mondialul cu Portugalia ca jucător, ar putea să o facă ca antrenor. Asta e marea misiune. Și nu uitați de like acolo dacă vă place Cariera cu Ronaldo. Hai să facem și noi 3000 de like-uri și de această dată. Ar fi absolut formidabil. Ies băieții de la cabine, e mare meci de mondial. Sperăm că îi depășim. Franța e de speriat, clar. Cred că au cea mai bună echipă. Au super jucători și Yannis Lamy acolo, Mbappé. Ar fi cam de neoprit, dar poate avem noi cu cine. Saka, pasă bună, apără Maximiano, pe care l-am preferat în poartă. Deși a gafat data trecută, dacă îl scoteam de tot, probabil că nu era foarte bine ca moral pentru el. Bun, Ruben Dias. Tot cu băieții lui Pep. Dias și Cancelo, cei mai tari fundași. Leao nu poate să continue. Colegul său de la Milan, Tomori, l-a oprit. Oh, a greșit o grav Rice acolo. João Felix. Felix, trage Felix, bară! Leao e acolo, dar n-are cum să o dea pe poartă. Ce bar aici, João Felix. Foarte aproape. E atacul Angliei oprit de Nunes. Felix cu Leao. În bandă, Nuno Mendes. Bună pasă la Aguiar. E heads. Oh, a fost penalti acolo. Johnny Stones o comite. Noul galactic de la Real Madrid e lovit în mână de balon aici. Ce hands e ăsta? Îi furăm un pic. Un pochito. Un pochito de penalti acolo. Hai, Aguiar. Poate fi golul 8 dat de Aguiar. N-ar trebui să rateze și nu o faci. Un șut foarte bun. Este 1-0 și ia balonul că vrea să mai dea. Să nu pierde minute. Vrea să spargă recordul de goluri la un singur mondial pentru un jucător. Bucaio. Oh, super trecere. Bine, din partea jucătorului lui Arsenal. Apără Maximiano. De aia l-am băgat titular din nou.
Ce reflex! Wow! Cum a apărat-o pe asta? Intră Phil Foden în partea dreaptă. Pare mai bun decât Saka. Alright, Sancho apără din nou Maximiano. Sancho nu are voie să înscrie. Din nou Jadon. Mulți englezi în careul nostru și au greșit până la urmă acea pasă. Contraatac. Aguiar în față. Tomori e lovit în mână de balon. E un nou hands pentru noi și s-au mai calmat spiritele, iar Abraham e schimbat până la urmă. Locul său intră Curtis Jones. Bine, Florentino. Rămânem în apărare, ținem de acest 1-0. Acum golul din penaltiul dat atât de ușor de arbitru este decisiv. Paradele lui Maximiano au închis poarta. Apără din nou. Apără și șutul lui Foden. Portugalia e tare de tot. Și ofensiv și defensiv. Iar Anglia n-a avut cum. N-a putut marca Anglia împotriva naționalei Portugaliei. Vine Felix din spate. Felix cu stângul peste. A fost ultimul șut al partidei. Ne calificăm în semifinal, unde să dăm de o altă mare echipă garantat. Am bătut Brazilia și Anglia, două dintre favorite. Rămâne doar Franța acolo, mai favorită ca Portugalia. Sper că nu întâlnim în semifinale. Și Cristiano îl salută pe Southgate. Ei bine, am avut 7 șuturi la 3. Eu zic că am meritat. Într-adevăr, 3 foarte periculoase din partea englezilor. Franța pleacă acasă. Italia bate Franța. O surpriză destul de mare. Și jucăm cu italienii. A, jucat cu Franța. Italia-Portugalia. De cealaltă parte, Spania-Olanda. Olanda bate Statele Unite, Spania bate Argentina. Este poate un drum spre o finală. Spania-Portugalia e o finală iberică. Păstrăm aceiași jucători. Cu cine joacă Italia? Donnarumma în poartă. Spinazzola, Conte, Bastoni și Calabria. Uite, Conte de la Chelsea. Tonali, Barella, Locatelli, bun mijloc. Și în față Chiesa, Kin și Sotil. E echipa Italiei care a bătut Franța aia nebună. Încă nu-mi dau seama acum, dar hai să-i vedem la treabă și pe italieni. 8 goluri Aguiar la acest mondial. Încă 2, ajunge la 2 cifre. 10 bucăți la un mondial ar fi extraordinar pentru acest jucător. Bine, Diallo. Continuă Thiago Diallo. Urcă în continuare Diallo. E pasa la Rafael Leao. Leao putea centra la Diallo, a rămas atacant. A urcat foarte bine. Ronaldo pare puțin nemulțumit, dar sigur e un joc plăcut abordat aici de portughezi. Florentino prinde Donnarumma. Demarcat și Florentino la mondial. Juvaerul găsit în Spania, cred că era Florentino când a venit la Stuttgart. Leao ridică mingea, Petru Aguiar! Muzeu! Ce rigen are Cristiano Ronaldo! Mic de înălțime, periculos, agil și atât de eficient. Ăsta este Aguiar. 9 goluri la campionatul mondial. Cum o dă plasat acolo, fără nicio șansă pentru Donnarumma. Ne pasează rău italienii. Mereu intervine Dia și l-avem și pe Diallo, care și el e nucătare. Rup fundașii centrali. Hai băieți, Aguiar. Aguiar în continuare. Lobul! O, bară! Doamne! Era gata la 2-0. Diaz trage Diaz ca Tamaș. Ăsta era un șut de Gabi Tamaș. Era mai în forță. Puteam vedea un gol foarte rar. Se blochează joc. Ce? Stai mă puțin. De ce s-a blocat jocul? Ce, păi zici că mi s-a zgâriat CD-ul inexistent sau ce? Că e jocul digital. Mi-mi amintește vremurile alea pe vechi, când aveai CD-ul zgâriat. Ce se întâmplă ei? Sper că merge. Altfel, iau-te. Nu mai putem juca. Da, se tot blochează. O să-i dăm pauză, ia. Și dăm un jump to sim. Și lăsăm meciul să curgă. Dar ne-au dat gol. Deci am dat jump to sim și ne-au dat gol. Băi, făcătură. 1-1 Locatelli.
Hai la ultima fază. În careu. A, s-a fluierat, mă. Da. Nu, Scamaca, nu așa. Stai jos, Scamaca. Ăsta e Diaz. Ramos. Gonzalo Ramos, lansat. Preia Gonzalo Ramos. Du-te, Ramos. Șutează la scurt. Tu controla mai bine. Bun, Diaz. Haide, ultima șansă aici. Hai, băieți. Hai, mingea în față. S-a bătut Renato, dar am pierdut-o. Florentino n-ajunge la timp. Nu se poate. Ultima ocazie a italienilor. Nu, 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 așa. Stai acolo. Ajunge la penalti. Experții penaltirilor, italienii. Trebuie să-i batem aici la 11 metri. Da, asta e. Aguiar o să bat al 5-lea, bate Renato primul. Hai să-i vedem. Să sperăm că Maximiano poate să apere. Scoate primul penalti. Apără Maximian. Renato Sanchez. Renato, e gol. Donnarumma a stat pe mijlocul porții. Maximiano stă pe mijloc, dar bate Barella în plasa laterală, n-avea cum să scoată. Un salve și apără Donnarumma. Tonali. Tonali. E gol. Bine plasat. Bernardo Silva. Tot în stânga. S-a aruncat greșit Donnarumma. Ce emoții. E Rovella. Rovella. Apără Maximiano. Rovella cade pradă presiunii și apare Gonzalo Ramos acum. Gonzalo Ramos scoate Donnarumma. Ce meci. Scamaca. Scamaca pe centru. Maximiano scoate 3. Și vine cine dacă nu golgheterul. Gheata de aur Aguiar. Aguiar. E gol. Ne califică. Numărul 7, eroul Portugaliei, duce echipa în finală și uite-l pe Ronaldo cum se duce spre băieți. Este o bucurie de nedescris pentru naționala Portugaliei. Ce calificare! Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar important este că ne-am calificat. Întrebarea e, Spania sau Olanda? Cine ajunge în marea finală? Militarul dorit de Spurs, putea vinde toată echipa pe mai mult de un miliard. Portugalia-Spania, o finală iberică. Ce finală, super finală avem. Italia cu Olanda în finala mică. Ce s-a întâmplat în Spania cu Olanda? 1-0 pentru spanioli, care la fel au bătut 1-0 și pe Argentina. Meciul cel mare, asta am căutat, asta am așteptat. De aceea am semnat cu Portugalia pentru o astfel de final. Simon în poartă la spanioli. Gaia la port, Torres și Gorosabel. La port și Torres sunt demențiali. Rodri, Pedri și Brahim Diaz, rupere. Oyarzabal, Nino și Torres. Deci noul El Nino este atacant acolo. Ferran Torres în partea dreaptă. Tare de tot Spania. Toți ochii sunt pe această partidă cu trofeul pe masă. Spania poate lua un nou campionat mondial după cel din 2010. Unde-i cupa? Vreau să văd cupa cea mare, iată! Trec pe lângă trofeu, ce sentiment, acolo bine ca mică cupa asta. Sau așa pare. Dar să treci pe lângă trofeul ăsta, trebuie să fie o experiență. Renato, Florentino e mai avansat decât ar trebui, puțin pierdut. Nu e chiar de nivel atât de înalt Florentino. A rămas la un 86, dar mijlocaș mai bun n-avem pe plan defensiv. O să fie greu cu mijlocul ăsta tare de tot al Spaniei. Mai ales Pedri e fantastic. O, ce diagonal! Ferran Torres a vrut centrarea, dar l-a citit Ruben Dias. Cam palmă l-a citit Ruben Dias și e contraatacul lui Leo. Trimis de Aguiar spre gol. Rafael Leo! No! A scos Unai Simon. O ratare! Nu vrei să vezi. Și va fi Nunes pentru Florentino. Șutează. E Hens. E Hensul lui Pau Torres. Cred că l-a amenințat Cristiano Ronaldo că trebuie să fie blat la acest meci.
Pau Torres e lovit de minge și un nou penalti. Poate fi golul 10 pentru maestrul Aguiar. Aguiar șutează, nu! Doamne! Apără Unai Simon. A rămas puțin descoperiți. A plecat Diaz, dar apără și Maximiano. Călcâi bun aici. Grijă mare, Giallo respinge. Nu, e penalti pentru ei. E hands al lui Giallo. Nu se poate. Ne-am bucurat mai devreme degeaba. S-a întors luat. Torres a ridicat bine mingea și este lovitură de 11 metri. Execută o iarza bala, apără Maximiano. Doamne, o finală de poveste până aici. Tensiunile la cote alarmante între Portugalia și Spania. Două penaltiuri apărate. Se joacă pe contri. Nu are niciun jucător timp de respiro. Aguiar cu mingea. A intervenit Simon. Dar a greșit aruncarea. Ce s-a întâmplat? A făcut hand Simon. Băi, n-am văzut așa ceva. Iese cu mingea din careu ținându-o în mână. Și lovitură liberă fix la margine. Executa Cancelo cu stângul. Bate Cancelo. Cancelo! Nu! Cum a scos? Cum a scos că s-a văzut perfect? Moare Ronaldo acolo. De bătea el. Du-te aici Cancelo, ce bine a trimis. Ce paradă, bă! Meciul portarilor. Oare Spania să paseze mai bine? Bineînțeles. La ce ne-am fi așteptat? Și am rămas descoperiți. Am avut tupeu să presăm așa, dar uite că e bine până la urmă. Avem jucători în față. Oh, ce pas a dat Aguiar. Față-față cu istoria. Aguiar, e gol! Este gol pentru Aguiar. Goalgetter la mondial cu 10 goluri. Și gol în finala mondialului. După o pasă spectaculoasă a lui Rafael Leao. Și-a dat destul de rău, dar tot a trecut mingea de portar. Nemaipomenit. Hai Nunes, tată. Nunes rezistă acolo. Cred că-i pasă bună aici la Aguiar să joacă în poze. Nu știu ce are jocul. Hai Aguiar. Ah, firar. Am ratat. Trebuie iar să dăm pe Sim. Bă, incredibil ce se întâmplă. Nu înțeleg ce are. Oh, hai Aguiar. Haide mă. E gol! E gol Cancelo, bă! A apărut Cancelo în 11 metri. Câștigăm, bă, campionatul mondial. Da! Fabulos! Wow! Ce fotbal! João Cancelo s-a pornit. Dublă finală, e omul meciului, João Cancelo. Ce pase! În ce hal a urcat João Cancelo? De ce am demolat atât de rău cu João Cancelo acum în ultimul sfert de oră? Oare va da Leao cu capul? Marea întrebare. Aguiar, du-te, tată! Spre 4 la 0. Aguiar, scărița promisă! Aaa, am vrut scăriță. M-am marcat omul odată, dar suna prea bine cu scărița promisă. Ce-i drept, 3 la 0 e scor de neprezentare. Băieții noștri sunt campioni mondiali în lacrimi spanioli. Da, din nou tactica de a ține camera triunghi. Face așa și e lipită de mână pentru poze de calitate înaltă. Cupa mondială a lui Cristiano Ronaldo. Aștepta acest trofeu și uite că îl câștigă cu băieții săi, cu acest tânăr nebun al fotbalului portughez, Aguiar. Și Ruben Dias, experimentatul fundaș central, cât de bine a jucat la acest mondial, ridică trofeul. Portugalia câștigă cupa. Excepțional. Nici nu știe cum să țină Dias. Emoțiile. Ia uite-l pe Ronaldo lângă rigenul său cu cupa pe masă. Mai fericit ca niciodată Cristiano. E bine, aici se încheie acest episod. Au fost două episoade speciale cu campionatul mondial. N-avem nicio ofertă disponibilă de la vreun club. Deci va fi încă un sezon cu United încercând să luăm și Champions League-ul. Trofeul lipsă. Și avem 500 de milioane, poate și mai bine de fapt, pentru transferuri în următorul episod. Și probabil că vom simula
cam tot anul 2026, după ce facem transferurile, avem o echipă devastatoare. Poate lipsește, nu știu, un fundaș dreapta mai bun. Clar luăm un mijlocaș central ofensiv foarte bun. Avem o echipă tare. Poate sezonul ăsta e cel în care luăm și Champions League-ul. Mondialul e acolo. A fost nebunie totală. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!